Novenă către Sfânta Fecioară de la Lourdes. Ziua a șaptea. Scumpă Maică, Tu voiești să mă împlinesc cu cinste în datoririle vieții. Astfel îmi dau seama că ești cu adevărat Maica mea, căci Te îngrijești atât de mult de sufletul meu. Fă să înțeleg că mântuirea sufletului meu este mai presus de orice câștig pământesc și să fiu gata a jertfi totul, chiar și viața mea, pentru a nu-mi pierde sufletul. Maică preacurată, fie ca această novenă să-mi dobândească întâi de toate însănătoșirea sufletului, chiar de nu-mi va fi îndeplinită și cealaltă dorință. Poate că nenorocirea care mă apasă este pricinuită chiar de păcatele mele. Am uitat de Dumnezeu și m-am lăsat purtată de patimile mele care m-au îndepărtat de ajutorul Său. Iată de ce vin la Tine, Maica îndurărilor și scăparea păcătoșilor. Ia-mă sub ocrotirea Ta, Fecioară neprihănită de la Lourdes. Tu ai ales acest loc ca să-Ți arăți milostivirea față de cei păcătoși. Aici ai împăcat atâtea inimi cu Dumnezeu. Dobândește-mi și mie harul unei căințe adevărate și statornicia în slujirea lui Dumnezeu până la sfârșitul vieții mele. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. O Marie, zămislită fără de păcat, roagă-te pentru noi care alergăm la Tine.